emoții acum când vorbesc de prima locație și normal. Povestea mea de la spălătorul de vagoane până la revenirea în România, cum s-o spun tata. O spun pe scurt. Chiar am fost spălător de vagoane. Am luat decizia să plecăm în Germania. Și am plecat în Germania. Am început să lucrez la caraplăși de rigips cu 60 de mărși pe zi, după care am ajuns la 120 de mărși pe zi. La un moment dat am luat decizia să mă întorc în România. A fost o decizie de moment. Primul business care l-am făcut după întoarcerea din Germania a fost un chioșc. Un chioșc e mult spus. Era un microbuz, după care am făcut un bar. Am vândut părțile mele din bar, din Naf-Naf, ca să am bani să fac pizzeria. Și am făcut pizzeria, tot în asociere cu alți doi prieteni. După ce am făcut pizzeria, cu un prieten de-al meu, am făcut un club. Vreau să cumpăr clubul, vindeți? Da. Am vândut și Catanu. După ce am vândut Catanu, am făcut o discotecă de... După discoteca respectivă, am făcut o cafenea. Cafeneaua aceea s-a transformat ușor în pizzerie, după care s-a transformat în restaurant. La subsol am făcut un club și am mai făcut încă două restaurante. La un moment dat, odată mergând în Germania să-mi fac aprovizionarea pentru restaurante, un prieten de-al meu a spus, hai mă să mergem să mâncăm, să-ți dau un donor, să mănânci un donor bun. Prima oară când am mușcat din donorul respectiv, am zis, eu trebuie să fac așa ceva și în România. Mi-a luat 5 ani de zile până să reușesc să-l conving pe proprietarul de acolo să-mi dea și mie rețeta și să mă învețe și pe mine cum să fac donorul respectiv. Așa am ajuns să fac DAO. Eu cred că toată viața mea m-am pregătit ca să ajung să fac business-ul de la DAO. Suntem la nivelul la care avem 52 de locații în acest moment. Servim undeva la 5 milioane de clienți anual. DAO e pe piață de 8 ani. Acum are 52 de locații naționale și 3 locații internaționale, 2 în Ungaria și una în Anglia. În primul an au fost 3 locații în Sibiu, urmând apoi o locație pe litoral, iar din anul 2 au început să vină cereri de franciză atât pentru litoral cât și pentru orașele din România. Care este misiunea companiei? Inițial am considerat că misiunea DAO este să oferim clienților mâncare sănătoasă. Chiar am adus conceptul de fast food sănătos în România și continuăm să transmitem tuturor lucrul acesta. Deja oamenii au început să creadă în fast food sănătos și gustos. Evident că misiunea s-a schimbat. Îmi doresc ca DAO să devină un bun național. Este un brand românesc, un brand care trebuie să răzbată internațional și să reușească. DAO trebuie să ajungă în top 5 operatori de food din Europa. E o problemă doar de timp. Care este viziunea DAO pe următorii 10 ani? Pe următorii 10 ani, DAO e clar. În primul rând, să devenim numărul 1 în Europa. Va fi numărul 1 în România, va fi în top 3 în Europa. Și ceea ce ne dorim, ca în 10 ani să avem peste 1500 de locații la nivel de Europa. De ce merită un antreprenor să deschidă o franciză DAO și nu alta? În primul rând că e o franciză românească. Cred că la crearea acestui bun național avem nevoie de cât mai mulți antreprenori care să înțeleagă viziunea și care să își dorească să pună România acolo pe hartă, pe harta culinară, acolo unde este locul. În primul rând, noi îl introducem într-o familie. Ceea ce promovăm și ceea ce noi am creat la nivel de țară e familia DAO. Pe lângă asta, îi oferim suport pe tot parcursul experienței în DAO. Îi punem la dispoziție o echipă specializată pe diferite stadii ale francizei. Suntem alături de el, atât eu, cât și echipa, cât și antreprenorul. Produsele sunt mult peste ceea ce oferă alte francize. Punem foarte mult accent pe client, pe servicii și pe francizat. Dar pe lângă asta, DAO oferă un business cu întoarcerea investiției foarte rapidă. Deci investiția în DAO se întoarce într-un an,
un an jumătate, 2 ani de zile, acum depinde de cum e gestionat. Da, pe lângă aceste cifre și pe lângă această rentabilitate a business-ului, oferă acea bucurie, acea apartenență la o viziune care ar trebui să fie una națională, nu una personală. Ce oferă Dabo francizaților mai mult decât un nume și un produs? O rețetă de succes. Pe lângă brandul pe care îl oferim și produsele noastre, le oferim și rețeta de a deveni, de a avea un business profitabil, sistemele noastre, mândria de a duce business-ul mai departe în Europa. Pentru că sunt puține branduri românești care se dezvoltă atât de rapid în internațional. Foarte interesant și aici cu numele. Că noi oferim un nume, Dabo, este un nume acum, dar acest nume pe care l-am oferit nu era un nume la început. Dabo nu e un brand internațional consacrat. Mulți cred că Dabo este o franciză adusă de afară și preluată de un antreprenor din Sibiu și distribuită în România. Nu, numele Dabo vine de la cei doi băieți ai mei, Dan și Bogdan. Și firma se numește Dabo International, fiindcă eu de atunci am dorit să fie un brand internațional. Noi oferim un know-how complet. Eu ofer un sistem de lucru verificat, un business care are verificarea anilor trecuți, un business care a trecut prin pandemie, un business cu posibilități de creștere extraordinar. Nu ofer doar modulul de vânzare, ci modulul de creare, de control, de absolut tot ce are nevoie un business, partea de marketing, partea de PR, toate aceste lucruri le oferă Dabo, cutia e cutia completă. Nu lipsește nimic din această cutie. Toate lucrurile pe care noi le avem în această cutie, să le facă un antreprenor de unul singur, nu o să le poată face nici.